Așadar, dragilor, sigur că v-a fost doar. Mario este la manșă. A sosit Mario la lecții. Deci, tema pentru acasă zic așa. Pentru acasă. Clasa a întâia. Mario. Mario spunea că din Italia, nu ai fost săptămâna trecută plecat în Italia și de acolo m-ai urmărit la lecții. Da. Și au fost și greutăți. Cristina, te rog să vedem pe prietenii noștri că ați avut greutăți. Da, 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 da. Deci probabil că ori, să spunem, că era prea vizitat sau ceva s-a întâmplat cu site-ul și am întâmpinat multe greutăți, deci practic ne scotea direct de pe transmisiunea directă. Și ați găsit o soluție? Da, da, da. Deci practic sunt două aplicații pentru Android, dacă se poate intra de pe telefon. Una dintre ele Flash Foxbox, care nu merge, vă zic asigurat, și Puffy Web Show, care merge mult mai bine. Da, mult mai bine. Vă țineam... Da, ne țineam colegați aproape toată lumea, fără să ne mai scoată din... Prietenilor, voi cei care sunteți interesați, ați descoperit acum, există cea de-a doua aplicație, spune-o încă o dată tu. Puffy Web Show. Ok. Da, bun. Bine. Pornim la treabă și încă ceva frumos, nu? Haideți să spunem prietenilor noștri că Mario s-a făcut remarcat lângă frățiorul lui, făcând acele probleme cu camere și cu vinele, da? Așa, așa. Cu 2 și cu 3, nu? Da. Tu ai fost ești performant, ai avut și cu 5 și cu 7 acolo. Dar cu 2 și cu 3 l-a format de mână ta. Ia uite, am să cer cu alte probleme cu tine. Pe un kilogram mere plus 2 kilograme pere, mama dă suma, plătește, să spunem, 13 lei. Da? 13 lei. Vecina mamei, vecina, așa, cumpără 2 kilograme mere plus 2 kilograme de mere și 2 kilograme de pere. Și dă, și plătește pe 2 kilograme de mere și 2 kilograme de pere, plătește 16 lei. Întrebarea este, cât costă 1 kilogram mere, cât costă, și 1 kilogram pere? Da? Deci, mama cumpără 1 kilogram de mere și 2 kilograme de pere și dă 13 lei. Vecina cumpără 2 kg de mere și 2 de pere și dă 16 lei. Cât costă 1 kg de mere și cât costă 1 kg de pere? De pere. Probabil diferit, nu? Prețurile vor fi diferite. Întrebarea este cât costă unul și cât costă celălalt. Deci, pe 1 kilogram de mere și 2 de pere... Trebuie să coste 2 kilograme 8 lei. Și cu 5, 13. 8 plus 8, 14. 8 plus 8? 16. 16. Păi, corect. Uite-te tu cu foarte multă grijă. Să văd ce observi tu aici. Da? Pe 1 kilogram de mere și 2 de pere, iar vecina ia 2 de mere și 2 de pere. Și dă un pic mai mult. Din ce cauză dă mai mult? Pentru că dă cu 3 mai mult. Dar de ce dă cu 3 mai mult? Cine crezi tu? Pentru că am luat un kilogram. Un kilogram cred că sta... Hai, zi. 3. Deci, la comparație, văzând noi lucrurile, 2 de pere, 2 de pere. Deci, da. La pere nu-i diferență. La pere nu-i diferență, pentru că aceeași cantitate este, da? Adică 3. Deci, cât costă un kilogram de mere? După tine? 10. Cât un kilogram de mere? Ai zis mai devreme? 5. De ce zici 5? Pentru că 5 și 8 cred. Nu poți să iei așa 5 și 8 că fac 13. Te gândești în comparație ce-a luat mai mult? Ce-a luat mai mult vecina? Cu un kilogram. Și cât a dat mai mult? Cu 3. Păi cât costă un kilogram de mere atunci? 3 lei, bă! Asta era. Deci face ce? Când ne uităm la pere, aceeași cantitate, la tot două. Adică perele costau 6 lei? Nu știu. Să vedem. Kilogram. Dacă un kilogram de mere costă cât? 3 lei. Cele 2 kilograme de mere cât costă atunci? Scădem din 13 pe 3. Pe 3, 10. Și de o kilograme, 10 lei. Și atunci un singur kilogram? Kilogram, 3 lei. Păi un singur kilogram, dacă pe 2 da 10. Da. Un singur kilogram cât costă? Cine și cu cine să facă 10? Cu 3. Nu. Atenție. 10 o dat pe ăsta, nu, da? 10 lei. Și 3 lei pe ăsta, da? 3 lei. Ei, atunci, numai pe 2 kg de pere, vedem că da 10. Și un singur kilogram de pere cât costă? Un singur kilogram, 3 lei. Un singur kilogram de mere, dar un singur kilogram de pere? Dacă două costă 10 lei, unul singur? Pentru că pare mai... mai scumpe perele, da? Cât? Dacă două costă 10 lei, numai unul singur? 5 lei. 5 lei, bă! 5 cu 5 fac 10. Nu așa bine? Bă, da. Deci 5 cu 5 fac 10. Deci am aflat la kilogramele pere cât am zis că costă 3 lei. Și la kilogramul de pere, cât ați zis că costă? 5 lei. 5 lei. Hai să mai vedem cum am gândit noi, hai să spunem și tu, povestește prietenilor noștri, cum am gândit. Deci un kilogram de pere costă 3 lei și unul de pere costă 5 lei. Te rog să încerci să le povestești acum așa cum ai înțeles tu. Mare costă 5 lei. Deci 1 kg de mere și 2 de pere. Spune problema. 1 kg de mere și 2 de pere costă 13 lei. 2 de mere și 2 de pere costă 16 lei. Și ai privit cu foarte multă atenție la cele două relații. Și ai văzut că diferența de preț de unde vine? Cine încarcă? 3. Este diferența de preț de 3, dar de unde vine diferența de preț? De la mere. Că merele sunt a doua oară cu un kilogram opus. Da. Da? Perele este aceeași cantitate. Tot două la și mama, tot două la și vecina. Da. Dar vecina plătește cu 3 lei mai mult. Deci e scăzut din 16 pe 13. Adică pentru că vecina a luat 6 lei în plus. Pentru că vecina o luat în plus cât o luat? O luat 2 kg. Deci cât e diferența de kilograme dintre... De 3 lei. Nu, cantitate, și kilograme. 1 kg. Față de 2, față de 1, da. E cu 1 plus. Da, e cu 1 plus. Și acel kilogram o ridicat prețul. Cu cât o ridicat față de ce-o lua mama? Cu 3 lei. Cu 3 lei. Și de acolo ai aflat cât costă 1 kg de mere. Deci asta a fost mecherea. Deci spune așa, prietenilor. M-am uitat cu foarte multă atenție la cele două relații. Eu am făcut un kilogram costă 5 lei de mere și 2 kilograme de pere 8. Așa ai gândit tu? Da. Ca să facă suma 13. Da. Dar dacă ai fi mers așa, nu mai vrea a doua relație. Ca a doua relație cu un singur kilogram de medre, am spus că e 5. Asta ar fi fost că 5 ori 2. O supărai pe a doua mână. Deci a doua relație se supăra. Că făcea 10. Că dacă ai fost una 5 și alta 5. Făcea 10 și 8. 18. Nu se poate. 16. Păi du de 14 și cu 10 24. Vedeți? A fost mult mai mult. Da? Deci, în concluzie, nu așa se gândește. Ne uităm cu foarte multă atenție la cele două relații. Și spui, ia să văd eu de unde vine diferența asta. Cine s-a ridicat mai mult? Ah, perle stau la fel. Cu perle n-am treabă. La mere povestea. Și la mere am sesizat că cu un kilogram în plus. Și atunci am văzut că diferența asta dintre lei vine de la cine? De la mere. Și un kilogram de mere, deci costă 3 lei, am aflat-o. Și două de pere costă 10 lei. De 3 și cu 10. Și dacă două de pere costă 10 lei, numai un singur kilogram? 5 lei. 5 cu 5, nu? Da. Poți să-l două grăbesc, perfect, egale și face 5 lei. Și oare verifica a doua? Ia să vedem. Un singur kilogram de mere cât am zis că costă? 3 lei. Dar două. 6 lei. 6 lei. 2 kg de mere cât am zis că costă? 10. 10. Și cu 6 lei? 16. Deci verifică. E foarte tare chestia. Știi? Acum e pentru prima dată când descoperi o chestie de asta, așa zis, am metoda comparației. Tu le compara cu cele două relații. Și îți voi stă dacă nu devine mândri diferența asta. Ah, de la mere, că perne sunt la fel. Da. Și la mere e toată șmecheria. Și ai văzut că diferența de un kilogram este și atunci ai sesizat foarte bine. Ia să vedem, îl faci pe alte probleme. Da. Un kilogram de mere, un kilogram de mere, plus 3 de pere costă 15 kg de dacă merg tot cu 5 lei. Dar știți ce fac acum? Eu am în mintea mea fixez prețul. Și la pere am să pun 6 lei. Și 6 ori 3. Adică 6 cu 6 cu 6 fac. 6 ori 3, 18. 18, foarte tare. Foarte tare. Fac un 18 licuță acolo, nu-i vede nimic. Că confund problema acum, știi că am mai făcut noi așa. Cât am fixat la pere? Pentru un singur kilogram 6. 6 și 6 cu 18. La mere, cât să punem în ordine? Hai să punem 4. 4. 4 și cu 18. 22. 22 lei. Bun. 2 kg de mere plus tot 3 de mere costă 22 a fost când au fost un singur kilogram de mere. Și noi venim... Nu. Noi venim cu un kilogram de mere în plus. Și un kilogram l-am pus noi în capul nostru. 26. 26, că e 4 și cu 22, 26. 26 de lei. Știi, acum ne-am confuz o problemă prietenilor noștri. Ei nu ne-au auzit de noi. Ei nu știu ce am făcut noi acum. Ba da? Cum ne-au auzit? De ce să ne audă? Uitați care se uită la profunai. Asta că se uită la profund online și noi am discutat cum am făcut problema. Dar să sperăm că ei nu știu. Și acum întrebăm. Cât costă 1 kg de mere și cât costă 1 kg de pere? Egal cu cine? Cât? Da? Cât costă un kilogram de mere și cât costă un kilogram de mere. Un kilogram de mere, 4 lei. Așa că am făcut-o noi, care 4 lei. Și un kilogram de mere? Așa. Și un kilogram de pere, 8 lei. 8 lei. 8 lei? Da, 8 lei. Mai stărne acum. Parcă am zis că 6. Că 6 și cu 6 și cu 6 de 3 ori fac 2. A, 6. 6 lei. 6 lei. Păi, Mario, hai să zic o chestie, mă. Să știi că noi acum am compus o problemă. Dar dacă n-aș fi vorbit deloc și aș fi stat într-un colț aici pe tavă și făceam calcule și mă pură vorbeam, spuneam așa, 1 kg de mere plus 3 de pere costă 22 de lei. 2 de mere și 3 de pere costă 26 lei. Cât costă? Deci tu nu știai. Asta-i, bă, că ai văzut că e cu 4 diferența. Și de unde provine diferența asta? De la un kilogram de mere. Corect! Și imediat ai descoperit diferență prin comparație. Păi dacă un kilogram costă 4 lei și 2 kilogram e 8. 8 și cu 18, 8 și cu 8 face 10, 14, 10 pune la 10, 20. Și la 20 și... Deci... 26. 26. Perfect. Deci sunt chiar perfect problema. Dar acum am să-ți arăt cum fac eu calculul fără să mă știi tu. Eu te-ți dau acum așa. 1 kilogram de mere. Schimb la gramă. Înțelegi? Plus 3 de mere costă 18 lei. 2 kg plus 3 de mere costă. Deci 1 kg de mere și 3 de pere costă 18 lei. 2 kg de mere și 3 de pere costă 21 de lei. Cât costă 1 kilogram mere și cât costă 1 kilogram pere? E diferență de 3. Aaa, te-ai prins. Diferență de 3. Te-ai uitat repede. Diferență de 3 și deci 1 kilogram de mere cât costă? 1 kilogram costă 3 lei. Gata, mă! Gata! 3 lei. Ești tare. Foarte tare. Și acum ce faci? Înlocuiești cât costă 1 kg din mere care... 36. 2 kg 36. Așa. Dar pierde nu știe. Adică înlocuiești aici. 6 plus 3 de pere egal 21, nu? Dacă o bară costă 5 lei, 3... Dar eu știu că o kilogram de pere costă 5 lei. Te gândești tu așa că 5 lei ți-ar place? Nu. Nu-mi place. Pentru că e impar. Și de 3 ori de 5 cât ar face? Hai să vezi cu ideea ta. Un par ar fi 5. Așa miros. Simți tu, răzucul tău matematic spune că la 5 lei te opri, nu? Hai să vedem. Dacă ar fi un singur kilogram de pere costă 5 lei, 3 kilograme cât ar costa? 15. Și cu 3 uri de la mere, 15. Merge și remerge. Vezi? Acum la 2 kilograme. Ia să vedem aici. 6. Și cu... 6. Și cu 15, nu? Și cu 15, 21. Merge! Merge! Deci, asta era. Deci, nu mergi kilogramul de pere cât nu mergi? E număr impar. S-a întâmplat să fie impar. Corect? Impar. Da. 5. dacă nu te prindeai cu 5-ul, eu ți-aș fi propus să zici așa, din 18 scazuri, cât o da din miere, 18 scăzut 3-ul își face câtă, dacă din 18 scăzut 3-ul, cât o da din miere își fac 15. 15 astea sunt 3 kg din miere, deci 3 kg pere costă 15 lei. Cât costă un singur kilogram? Dacă 3 costă atâta, un singur kilogram, trebuie să bați pe 15 lei, 3. 5 lei. Vă dă 5, sigur, că îl bați în 3 bărți egale. 5, 5, 5. Și cu 5? 15. Corect. Deci de aici rezultă că un kilogram de fere etal costă 5 lei. Dragilor, iată că am îndrăznit să mă duc cu metoda asta a comparației la nivelul clasei a 1-a. Mario ușor mi-a permis, a sesizat acum nuanța și ideea. El compară repede, se va muri diferența de kilograme, sesizează chestia asta, care e diferența de preț și se duce repede pe prețul pe prețul kilogramului de mere. Uite, mă bucur tare mult că tu sesizezi asta. Uite așa. Pe un kilogram de mere plus 2 de mere se dă 13 lei. Pe 3 kg de mere plus 2 de mere. Da, da, 3 kg egal cu 9. Deci, stai că nu poți face mai grea o formă. Să rezultatul, ca să știu. Păi să văd acum. Stai că să mă gândesc, că nu vreau. Am terminat-o. Băi, de la ușor. Deci, da, 13 lei. Și pe 3 pun 19 lei. Uite-te! 6 diferență. 6 e diferența? Foarte tare. Dar cât e diferența la kilograme aici? De 2 kilograme. De 2 kilograme? Deci de 2 kilograme costă 3? 6 și cu 3? Nu. Deci un kilogram costă 3 lei, pentru că 6 costau de cele două. Deci el vede diferența aici. 2 kilograme mere costă diferența 19 minus 13, care face 6 lei. Și acum, dacă 2 kg costă 6 lei, dă răspunsul că un singur kilogram costă, un kilogram de mere costă 3 lei. Deci eu trebuie să fie. Da, deci ce am făcut aici? Am îndrăznit să merg un pic un pas mai sus. N-am mai lăsat diferența ca până acum de un singur kilogram. Un singur kilogram. Și am merit-o și m-am dus cu 2 kilograme. Și el are, vede diferența aici la preț, 13 și 19, vede repede 6 lei și atunci ce face? Ține cont că 2 kilograme costă 6 lei, acolo un singur kilogram costă 3 lei, da? Da. Și să vedem cu verde cum o facem. Păi 3 lei știi acum. 3 lei știi. Aici, da? Da? Deci 3 lei știi aici. Adică un kilogram de mere cu asta. 3 lei știi asta, da? Da. 3 lei plus 2 kilograme. Da? 2 kilograme de mere. Cu asta 13 lei. 3 lei plus 2 kilograme de mere costă 13 lei. Da. Și atunci, cât o rămas? Cât o rămas se costă numai 2 kg de mere? Numai 2 kg de mere. 13. 13 minus 3. 13 minus 3, 10. Deci 2 kg. 2 kg de mere. 2 kg de mere costă 10 lei. Un singur kilogram? 5 lei. 1 kilogram Iată, dragilor, că Mario face un recital astăzi. Îmi dă un recital, să zic, la matematică. Am îndrăznit să mă duc spre metoda comparației, pentru că metoda aceea cu camere și cu metoda farsei ipoteze. Deci, metoda farsei ipoteze, eu... O învățat-o și Cristina. O învățat-o și Cristina. Superb, superb. Deci, de la Mario, învățat-o și mama. Da. Așa. Am îndrăznit să urc spre această metodă a comparației, spunând așa, mai multe probleme. 1 kg de mere și 2 de pere costă atât. 2 kg de mere și 2 de pere costă atât. Ei bine, asta am făcut într-a patru. Asta zice, da, și noi asta am făcut într-a patru. Exact. Și l-am trimis spre ideea de a vedea din ce cauză a crescut din cauza prețului. Prețului de la cine? Se zidează de la mere. Cum te-ai prins? Da. Da. Deci la mere vedem chestia asta. Și zice, păi, în prima de mere e 3 lei, că asta e diferența. Deci asta știu. Da, 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 da. Deci din chestia asta, după aceea urcăm ușor, mai duc alte prețuri. Știu, cu dumneavoastră complicați după aceea. Da. Dacă ne descoperim foarte. Și ne ducem în sfârșit la varianta în care 2 kg aici. Diferența de 2 kg de mere costă atât. Nu mai las la un singur kilogram ca să vină ușor. Bineînțeles. Da? Deci mă duc până acolo, se sizează că 2 kg care împing prețul cu 6 lei. Și dacă 2 kg împingi pe așa, un singur kilogram înseamnă atât. Iată ideea de a... Profesor, mi-ați explicat prețul. Așa, prețurile acestea se tras atenția și comparația. Aici, la fel, de unde vine diferența de preț? Foarte bine. Bravo, Mario. Spune, Mario, acasă faci următorul calcul. Deci, vreau să calculez suma S egală cu 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10. Nu știu de ce sunt multe ori. Dacă 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Dar noi 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 minus 2 plus 3 minus 4. Ușor? Știi tu că fac acolo minus 1? Da. Nu. Nu știi tu de asta. Ba, nu. Plus aici, minus 10, plus 15. Egal cu. Dau suma. Sau să scrii, sigur. Mai lăsați un pic, 2 minute, că mai avem timp pe aceea să stăm împreună, că nu vin așa de așa. Nu vin așa de la 8-a, dar... De 8-a, da. Spune, spune. Dar realitățile la rămână trebuie să lucrezi pe ea. Da. Da. Bun. Ies 1, ies 2, cea de-a doua sumă pe care ți-o dau, este așa. 100 minus 101 plus 102 minus 103 plus 104 minus 105 plus 106 minus 107 plus 10. Egal. Plus 10 egal. Astea două sume le vreau pentru mine. Și îmi compui și mie o problemă pentru mâine. Cu mere și cu pere, cu ce vrei tu acolo. Cu kilograme. Cu kilograme de mere și de pere să vedem ce este. Cu kilograme știți. Îmi faceți la preț și gata. Deci știți dintre astea. Chiar își propuneți să mă prinde cu ceva. Da. Din astea știți. Gata. Da. Te gândești cu Super Mario, da? Bun. Hai să facem o problemă de ceea cu vine. Uite, 13 vine. Mai bine pe 3 de kilograme. Nu. Că după dăm profesorul prins. Știi ești pe chemia. 3 kg. Deci 3 plus. Da, mai știu. Nu mă poate gândi. Dar cu 13 vine în care să avem vile de... Deci pe fi constructor, da? Vile cu... Vile cu două camere. Nu camere. Cu două și cu trei. O lasă simplu. Două și cu trei. Da. Apartamente atunci, da? Vile. Deci... Vile cu 5 camere și cu 3 camere. Cu 3 și cu, da, cu 3 camere. Deci cu 5 și cu 3 camere. Câte sunt acolo? Da. Ne descurcăm. Nu, că și mămicile pleacă. Da? Ca au ceva. Am înțeles, am înțeles. Bun. Haideți să vedem sinteza orei și intrăm în repede în... Haideți să intrăm cu Mario și... Deci toate mămicile pleacă? Mulțumim, domnul! La revedere! La revedere! La revedere! Testele la care îi fac și unii, dar de acolo lucrăm, da? Bă, dacă erați profesor, ați fi dat o teză cu 41 de probleme? Cum? Era de teză cu 41 de probleme. Și exerciții. Mai, am pus fie, 12 cu 3 facem. Da, ușură, acum avem exemplu și facem. Dați-mi teză. Sunt grele. Sinteza oare. Probleme. Metoda comparației. Adună și scăderi cu trecerea peste ori. Dar este astea care nu da, trecerea peste ori. Obligatoriu, 2, 3. La revedere!